Este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 15 consilieri dintr-un total de 15. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul consilier Tarayban Alie. Cine este pentru vă rog frumos? Este cineva împotrivă? Da, da, da. Da, mulțumesc. În primul și în primul rând, abordăm referitor la procesul de bază la ședința anterioară, dacă mai aveți ceva de adăugat. Da? Nu sunt obiecții. Am înțeles. Domnul Surugiu. Mai e cineva? Nu. Atât. Vă ascultăm, domnul Surugiu. Deci, pentru procesul de bază la ședința anterioară, se întâmplă un lucru grav în această perioadă. Grav, dictatură și... Nu mai am ce să mă cuvinte. După ședința Consiliului Local, unde a fost președinte din ședință, domnul secretar m-a rugat să mai stau în această instituție, să pot semna hotărârile care s-au dat într-o ședință. Am fost agresat verbal de către domnul Chip Sorir și infractorul Juni Crăciun, lăudându-se că au studii, nu știu, și poate că îi deranjez că vorbesc în Consiliul Local și îmi spun punctul de vedere asupra ceea ce se întâmplă aici. Nu înțeleg. Eu, de cât știu Juni Crăciun, nu are decât studii care le știu, de călurare. Nu știu și nu știu ce a făcut sata înainte, decât ce a făcut ca călurare. Iar, acum, ulterioare, da, are două facultăți, dar e conflict între aici și față în declarație, condamnat. Și una cu față în scrisuri oficiale și structură privată. Și omul are și mânt în folosul comunității, omul are cursul de reabilitare, de integrare în societate, deci este un pericol pentru acela. Deci nu înțeleg cum este plătit din bani publici, bani 75 de milioane, cu mașini de serviciu, să ne adreseze. Mai grav este că nu mai sunt primit nici în cadrul Constituției, amenințând angajat să nu fiu primit. Deci ce ne descrisă de așa ceva? Ce se întâmplă în această instituție? Este foarte, foarte grav. Și acum vreau să-mi pun o întrebare. De ce nu se difuzează ședințele de Consiliu Local? Dacă toți suntem înregistrați, avem o firmă specializată, de ce nu se publică ședințele de Consiliu Local? Am înțeles de la domnii că casetele sunt prezentate domnului primar. De ce nu le difuzează? Ce? Nu vrea să vadă incompetența lor? Sau nu vrea să vadă nimic decât doar numai laudele care trebuie de socializarea lor? De ce nu se publică și dintre Consiliul unde se dezbat problemele ședințe? Unde fiecare are ceva de spus. Eu nu înțeleg. De ce nu se difuzează? Eu acum nu să spun. Vreți să adăugați ceva? La procesul verbal? Sau... Eu aș avea o propunere de stat, pentru că este un proiect foarte important. Și trebuie anunțat Ministerul Învățământului, trebuie trimis exact hotărârea de Consiliul Local. Aș vrea să ne grăbim cu acest proiect de hotărâre, să-i dăm drumul la vot, iar eu o să stau dumneavoastră să vă răspund la toate întrebările. Referitor la... Deci, din startul ședinței s-a dus în altă parte discuția. Domnul președinte de ședință a întrebat dacă avem ceva de obiectat la procesul verbal de ședință anterioară. Noi discutăm de studii. Adică, vă rog frumos, cel puțin, în ultimul moment, să ne dăm seama că suntem într-o ședință cu Consiliul Local și hai să respectăm cetățenii care ne-au ales. Dar vă mulțumesc. Deci, la procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Vă mulțumesc. Domnul președinte, s-a aprobat procesul pentru votul pentru. Aș vrea să adaug eu aici câteva cuvinte. Aș vrea să vă salut, pentru că am intrat direct în mijlocul problemei. Aș vrea să vă salut prezența astăzi la ședința de Consiliu Local. O ședință care, zic eu, că este un proiect de hotărâre pe lumea de zi, care este bine meritat pentru localitatea noastră. Este vorba de construirea unei grădinițe în localitatea Livezi. Vorbim de luna august. Luna august pentru noi toți înseamnă reîntâlniri cu prietenii, cu rudele, cu concetățenii noștri, cei plecați în străinătate. Aș vrea de această cale să le spun bun venit la noi acasă, bun venit în localitatea lor și primăria Livezi, prin persoana mea, ar vrea să le urez un concediu plăcut tuturor celor aflați în concediu, nu numai din străinătate, dar și cei din țară. Este o lună plină pentru administrația locală, o lună la care în câteva zile va fi ziua Abramului, zilele comunii noastre, în care, ca de obicei, vom avea un spectacol în zonă cu tot ce înseamnă festival. Aici nu vreau să mă dezvolt. Rugămintea mea este ca aceste ședințe de Consiliu Local să fie în folosul comunității. Aici aș vrea să răspund domnului consilier Lungu și nu numai, am văzut că da, ședințele de Consiliu Local nu au fost. Contractul care avem cu televiziunea este pentru promovarea comunei, nu pentru degradarea și vă spun un lucru și vă spun cu cea mai mare responsabilitate. Atât timp cât în ședințele de Consiliu Local se discută alte probleme decât ordinea de zi, eu îmi asum și vă spun că știu ce vorbesc, îmi asum nedifuzarea acestor ședințe. Sunt lucruri foarte importante, sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie discutate. Nu vreau să intrăm în conflict cu alte persoane care nu și-au prezența aici, nu poate să răspundă la întrebări, vorbim de oameni care nu sunt. Aș vrea discuțiile să fie cu oameni aflați prezenți și să putem duce o discuție clară. În rest, vă garantez că orice ședință dusă cu respect pentru cetățenii care le-au votat, cu bune și curiere, cu contrazicere, la vot se vede, cu discuții. Nu tot timpul discutăm unul peste altul, nu înțelegem, sunt ședințe care, da, le-am făcut la dispoziție casete. Casetele sunt primite de noi, sunt în spatele la facturile care sunt făcute, da, este materialul aici, putem justifica dacă dumneavoastră considerați că este un lucru care nu este corect, puteți înainta sau să faceți sesizări la alte. Deci asta vă spun. Domnul consilier nu pare mare dreptate în ceea ce spune că vrea ședințe. El este unul dintre consilierii vechi ai Consiliului Local, nu vreau să spun nici cât mandate sunt și îi urăm multe mandate în continuare, sperăm că să-l țină sănătos. Dar vă rog, domnul Lungu, să aveți o discuție cu consilieri, pentru că sunteți în măsură, sunteți cel mai în vârstă, sunteți decanul nostru din vârstă, să fim civilizați. Hai să facem un apel la civilizație și la respect față de cetățeni. Noi nu respectăm cetățenii. Oamenii nu înțeleg, ne-au cerut, au venit și mi-au spus, doamne, dar ce acolo? Și nu numai din localitate. Pentru că suntem văzuți. Cine e domnul primarul acolo? Da. Aici mă duc și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă urez. Avem și noi tocmai pentru că ați fost dumneavoastră. Nu ne complicăm noi, Consiliul Local, adică nu ne substituim poliție, noi nu discutăm. Probleme care țin de poliție, care țin de justiție, nu sunt ale noastre. Nici bârfele neîntemeiate, nici insulte, nici calomnii. Dar fiecare răspunde personal de ceea ce face. Scrie legea 215. Forțe consilier răspunde personal de ceea ce vorbește în Consiliul Local. Domnul primar, nu intrăm în contradicție, că nu este corect. Din vreme ce legea spune că se trebuie publicate ședințele Consiliului Local, prin toate mijloacele, prin presă, prin televiziune, prin afișare, cum face domnul secretar, atunci faceți altceva, domn primar. Opreți-l pe domnul secretar să nu mai afișeze. A, nu puteți, dar pe asta cum puteți? Bine zis, domnul. Bravo! Bravo! Dacă mă ascultați un pic, eu aș propune, dacă vreți, să facem și un punct divers și putem discuta, măcar să... Un comentariu trebuie să faci un ceva. Vă rog frumos. Bine, domnul. Da, vă ascult. Domnule, am o poziție cât nu știu de ce îți fac cu colegii mei și fac domnul general. Pormeliți de vreo consilieră locală. Sunteți consilier, asta e pe de junta de consilier, asta e pe pentru că ați fost votat să ocupați funcția de primar pe perioada 11-12. N-am fost votat. Eu reținut această funcție de ordine de prefect. Nu uitați un lucru, v-am supus la vot și am fost de acord, am fost acolo, că am puteați să vină la cineva. Ați uitat că m-am votat, am uitat că e posibil. Nu uitați. Deci proveniți de rândul consilierilor și ați ocupați funcția de primar, care îi face și spune ridice. Nu le-am luat. Atunci șansa dumneavoastră și ok. Dar, de ce necenzurați și de Consiliul Local? Nu. Vă rog frumos să răspunde la întrebare. De ce? Vă rog, dar sunt la subiect. De ce nu dați domnul la casete pe... la... Așa cum se procedează. Așa cum se procedează în toate comunile de jurul întregului nostru. Vă rog frumos să răspund la întrebare. Ca să pot să răspund la întrebare. Deci nu revenim bolă. Nu, vă rog să spune de ce nu dați domnul la casete. Asta l-ați terminat, da? Da, n-am terminat. Mai am o întrebare, dar răspundeți-mi de ei. Bun, v-am spus o întrebare. Puteți să-mi spuneți dumneavoastră, din discuțiile care au avut în Consiliu, ce nu trebuie, ce a fost incorect și a spus, ce neadevăr a spus, și ce a deranjat? Ce a deranjat pe cineva că s-a spus niște lucruri care există, care sunt palpabile? De ce deranjat? A deranjat pe cineva că a întrebat unul consilier că fost primarul cu funcție de consilier al primarului care are probleme cu legea? A deranjat că vicele primar niciodată nu a luat cuvântul consilier local. Nici acum nu este vice și niciodată nu deveni consilier. De ce să nu vadă lumea ce se întâmplă în consilier local? Este o cenzură. Vreți să vă vedeți numai dumneavoastră, executivul? Noi suntem aleși politic aici. Dacă eu, în cuvântul care le spun în consilier local, greșesc, n-ar trebui să mă condamn. Eu răspund de ceea ce fac. Dar aici este un consiliu local politic, în care trebuie să ne exprimăm ca atare, să ne vadă cei care au ales, că deci nu sunt de faie să ne un consiliu local. Dar n-are nimeni dreptul să cenzureze ședința de consiliu. Știți ce înseamnă cenzurare? Domnule, nu scoatem din context. Noi n-am cenzurat, nu s-au publicat, s-au publicat. Dacă eu am greșit, eu răspund în fața legii. Veni să-mi dai cuvântul meu, așa cum am spus eu. Eu nu se dă, doamna nu mă registrează acum, că să vezi mai... Mai efectivă aici. Dar eu să vă spun, dați-mă așa cum sunt eu, fraier, să mă vadă treacă de fraier, iar dacă greșesc să-mi fac fraier, eu răspund. Deci eu răspund, domnule. Cu ce deranjează că răspund? Deci eu mi-aș răspund dacă greșesc. Dar vă rog, dar domnul așa este Consiliul Local. Cam am fost aleși, nu sunt Consiliul Local, așa cum a fost aleși dumneavoastră. Cu mai mult sau cu mai puține vorbe, e de discutat. Da. Dar au fost aleși, totuși, cum mai e? Da. Vreți să răspundeți? Sau... Da, vreți să răspundeți și eu altă. Și ce vreați? Domnul Iică, dacă tot... Nu, dar să răspundeți și eu. M-a răspuns în... De ce? M-a răspuns. Cum? Pentru că în Consiliul Local s-a propagat un comportament nu corect față de cetățeni. Față de toți. Dar cum ce? Dar ce a fost? Cu pușcării, cu ridicări de la masă. Nu, am avut probleme cu un cameraman în care a avut emoții că s-a ridicat în Consiliul Local. Nu mi-e de ce nici a ridicat lumea. Lasă, domnul Sulu. Dar când, domnul? În toate ședințele. În toate ședințele, domnule. Domnul, câți consiliere vedeți aici? Eu îi dau dreptate, domnul. Domnul, să știți că... Chiar punctual, domnul. Nu avea un comportament interloc, dar nu se face pe ce. Domnul, lăsați lumea să ne consiliere și să ne... Cum să spun eu? Să ne jurici așa cum se întâmplă. De ce luați măsuri împotriva mea? Sau luați... Toți măsuri, am vorbea cu spata. Fiindcă lăsați-ne, domnul, lăsați-ne, vorbim. Dar frumos. Nu mai aveți intervenții din altfel ăsta. Deci, cum? V-am întrebat de multe ori. De ce țineți un om care este condamnat? Și ținut cu un salat de 75 din banii noștri, toți pretinii de această comună. Pentru ce? A spus că vă asumați. Cum vă asumați, domnule? Îl plătiți din banii dumneavoastră sau din banii noștri? De ce îl țineți aici? Cu ce ne face cinstea pentru noi acest om, această comună, când este condamnat în două dosare? Definitiv. De ce? Ați intrat pe postul cum ați intrat, sunteți cu sistema legea. Ați avut privilegiul ăsta, v-a pus acolo. Nu spune nimeni nimic. Dar de ce țineți această atmosferă încordată pentru această comună? Lăsați-mi să facem treaba, nu răspunde. Nu le spingeți pe primul să le puneți că așa vă doriți dumneavoastră. Nu răspunde la triste că așa aveți dumneavoastră. Nu le dați raportul că așa aveți dumneavoastră. Nu faceți nimic ce respingeți, aprobați bugetul cum vreți dumneavoastră. Nu ne luați pe noi în seamă să propunem și noi. Că în comuna asta sunt prea multe probleme. Apă, poduri, podețe, n-ați tunat niciun grân de beton în mandatul dumneavoastră. Nici măcar de pe acum ați fost dus la deplinirea mandatului din tura trecută, din 2012. Deci n-ați fost în stare, nici măcar, când vreți să difuzați, că nu știe măcar valoarea proiectului, ci nu știe măcar unde s-a asfaltează. Asta nu mă, că eu am înregistrat și o să o dau după aia. Deci, de asta nu ne uzau, că avem niciun comportament. Noi nu avem niciun comportament. Doar ne facem datoria în Consiliul Local, suntem aleși cetățeni și noi vorbim în numele lor, problemele a cetățenilor. Asta vă deranjează. Sau vreți numai pentru dumneavoastră, rețele de socializare, ziare, să vă lăudați de proiecte. Nu știu niciun proiect, nu avem niciun proiect semnat. Și mai grav, vreau să vorbești la proiectul ăla care vă lăudați cu el. O să vedeți că nu dumneavoastră cu care lucrați vă lăudați. Nu avem niciun proiect. Asta, de ce sunteți furtoni sau agresivi? De ce nu mă înțeleg? Care lăsați-l să vorbim, avem drept. Suntem aleși. Avem dreptul să vorbim cu Consiliul Local. Că nu o să mai fie aleși, nu o să mai vorbim. Nu are discutat în primărie, nu vă poate sfătui, că dumneavoastră nu aveți dosar, domnule primar. Cum să vă sfătuiască un penal cu dumneavoastră? Și mi-a fost azerul curat, alt, așa meu. Cum să vă sfătuiască un condamnat de 2 ori definitiv penal? Ăla mănâncă banii comuni 77 de milioane de lei pe lună în loc să face problemele. Adică subțiază bugetul un penal. Eu, ca drept de prospect, nici nu o să mai putem... Condamn pe cei care vorbesc nefondat împotriva dumneavoastră că nu știu ce insinuează chestii. Lucru care nu se poate dovedi, nu scrie negru pe alb, nu pe poate imputa nimeni. Domn primar, eu țin la dreptate. Ca și dumneavoastră. Mulțumesc domnului consilier Lungu. Încă o dată a dat dovadă de calm și de acel om care știe când să pună problema. Mă simt iar... de la început. Domnul Suruciu vorbește cu domnul Lungu. V-a așteptat domnul, are o vârstă. Ați vorbit cât ați vrut dumneavoastră. Ați spus ce ați vrut. În momentul când s-a ridicat domnul Lungu, domnul Suruciu... Domnul, dumneavoastră și nu s-a acuzat. Dar nu v-a acuzat. Dar nu v-a acuzat, domnul. Eu spun o realitate ce se întâmplă în ședință. Că s-a nu vorbeați, nu vorbeați. Domnul Ichi, când ne numeți vă publice primar, că n-aveți măcar nici candidatea, să veți incompetenți să vă citiți, nici măcar nu știți proiecte, spuneți că sunteți inițiator, dar nici măcar nu știți să vă citiți. Deci clar, să vedeți că nu știți nimic, dacă atât nu știți un proiect. Deci nu știu ce m-a făcut, lăsați difuzat așa cum spuneți dumneavoastră. Și cetățenii, de ce? De ce? V-ați să scuzați acum, domnul, de vorbeți acum. Domnul, n-aveți respect pentru cetățenii de la noastră. Corect, n-aveți respect pentru noi toți. Domnule, dumneavoastră n-aveți respect pentru difuzat și cum. Dar nici nu vă zic. Deci dumneavoastră nici nu aveți respect. Domnule, mai lăsați că nu aveți respect pentru cetățenii de publicat. Domnule, publicați și de cine are respect pentru cetățenii. Publicați, domnule. Nu mai acuzat, abia să fiți învățat. Dacă 5.000 de locuitori ar fi fost pușcăriești, da, ar trebui să stea Juni Crăciun condamnat în primărie. Dacă nu suntem niciunul, domnule, nici nu face 5 secundari, nu ești viceprimarul, nici un consiliu. Domnule, nu le face 5. Nu le poate conduce penal, domnul, dar se vorbește mereu. Și nu se vede probleme. Dar nu, domnul primar, vă știți să gândiți cariera dumneavoastră. Sigur, are un sfătuitor, un penal. Păi vă faceți de râs, domnule primar. Îmi pare rău, noi vă simpatizați. Noi vă respectăm, dar respectați-vă și dumneavoastră. Reziliați dispoziția aia care ați dat-o de angajarea lui, din ordine politice, însă e clar, nu trebuie să ne spuneți. Și păstrați-vă calitatea de integru, care o aveți. Da. Aș zice să trecem la ordinea de zi. Am discutat suficient pe acest subiect. Da, dăm citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobarea acordului de parteneriat. Proiect construcții grădinițe regiune nord-est, cod MISIS, MISIS 125152, axa prioritară 10, îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Comisiile. Comisia 1 favorabil. 2 favorabil. Comisia numărul 3, domnul Lungu. Favorabil cu brio. Mulțumim. Mulțumim, domnule. Dacă avem de adăugat ceva, avem de adăugat ceva. Aș vrea să vă scrieți la cuvânt, în ordine, ca să puteți, da. Domnul Lungu. Domnul Sugiu. Domnul Lungu. Domnul Lungu și domnul Lungu. Mai dorește cineva sau poate mai apare cu patru? O să spun eu. Proiectul de hotărâre pe care va trebui să-l trimitem are o formă specială, cumva dată de Ministerul Educației Naționale. Probabil că mi s-a părut oarecum ciudat așezarea în pagină la proiectul de hotărâre. Poate. Dar așa le-a trimis modelul acesta să fie. Atât am vrut să vă spun. Pentru ușurința proiectului ca să fie la nivel național. Vă mulțumesc. Domnul Lungu, aveți cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Prezent în fața Consiliului Local, în casa domnului primar, că el va fi cel care va lucra. Noi venim o dată pe lună aici, când suntem convocați, dar dânsul este în fiecare zi. Prezent un document datat din 1912, o hartă a Târgului Livezi. Am adus-o ieri, de-a făcut și postii, e mare așa. Și scrie cum îi cheam pe locuitori, câtă suprafața are la șosea, cât are muncii. Tot. Printre care și școala Livezi, care a fost demolată, iar pe terenul respectiv, care este în titlul de proprietate al școlii Livezi, este o suprafață de 32 de metri pătrați. Adică o lungime, nu o lungime la șosea de 32 de metri pătrați. Între timp s-a construit haotic, așa a fost în sistemul trecut, fără mult discernământ, o trebuie și acum lăsat la bloc intrare. Intrare la bloc. Că nu se poate. Sunt locatari, nu? Sunt proprietari. Legea prevede accesul. Dar, cel puțin 3 metri, 4 metri, ca să intri cu mașina, cu lemne, cu chestii, asta e problema. Din care teren, domnule primar, veți tăia? Că alături este Tarayban, care are și el 32 de metri până în peretele blocului și nu există această lungime. Nu există. Dacă veți lua din terenul școlii să dați așa, se scurtează din lățime câțiva metri. Și vecinul de dincolo a ocupat și el 3 metri. Că așa i-a permis primarul de atunci, nu dumneavoastră. N-aveți nicio bine. Sau dacă nu i-o permis, oricum și-o permis să facă lucrul ăsta. Păi a lipsit 7 metri din 32, asta înseamnă că școala va fi înghesuită. Adică grădinița va fi înghesuită. Și nu este corect. Acum eu nu vreau să fac război cu nimeni și nici nimeni nu dorește așa ceva. Cred că ar fi bine propunerile. Dumneavoastră puteți respinge să faceți drum intrare, dar să luați din terenul de la Tarayban cu voia lui, contracost. Sau în altă parte. Cred eu că ar fi corect acest lucru. Pentru că grădinița respectivă va avea și ea foarte de intrare, așa cum are școala de vis-a-vis. Are o lățime între Mergiești, de intră cu camionul cu lemn. Nu? Deci atunci și ca să nu deranjăm vecinul din partea de dincolo, cred că va trebui atunci când veți chema proiectantul și amplasarea să facă zidul chiar lângă gardul lui. Să nu mai lăsă loc acolo. Având în vedere că lipsește din terenul școlii. Aceasta este o propunere. Dumneavoastră o veți analiza în funcție de selecțiile studiate. Eu depun la dosar acest document și vă rog proiectantul care subliniez, școala nu a vândut niciodată din terenul ei unei persoane. Nu există așa ceva. Biserica nu vinde, școala nu vinde, primăria poate, dar școala nu. Deci eu vă rog, depun la dosar acest document certificat și dumneavoastră veți da. Mulțumim, domnul. Așa. Este un lucru de aplaudat, dacă mă refer așa. Nu facem politica acum aici, o facem în campanie electorală. Dar faptul că cineva a luat că programul ăsta e pe țară, de la Ministerul Național. E pe țară. Că cineva s-a gândit și la Livezi, probabil că au milă și de copiii noștri, nu? Și probabil că în multe județuri nu suntem atât de răi, așa, cu excepția celui programat, care l-au dat chiar prefectura de primărie. Bun. Eu vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul consilier. Discuții de acest gen aș vrea să avem în fiecare ședință de Consiliul Local. Mulțumesc, domnul. Astea sunt discuții de consilier, oameni care putem dezbate. Trebuie să ne facem datoria. Eu să răspund, dacă răspund, răspund, dacă nu, cu întrebări și cu răspunsul. Corect și concret la subiect. Mulțumesc, domnul Lungu și... Domnul primar, noi trebuie să facem datoria față de oameni. Asta e datoria noastră, da. Pentru faptul că trăim și noi aici. Și jurământul care l-am depus, toți consilierii, l-am depus în favoarea populației și în favoarea legii, cu respectarea legii. Acesta este obiectivul principal al Consiliului Local. Nu ne ocupăm de procese, de alte chestii, probleme care nu sunt de competența noastră. Eu nu am... Dar legea prevede că fiecare consilier răspunde de ce face, bine sau rău. Păi dacă acum 15-18 ani în urmă nu mă luptam ca să avem pământul ăsta, deja zidul e turnat. Era și gard acolo cu țep și acum au rămas zidul acolo. Era luat cu hapta. Și eu, acest lucru, m-am pus rău cu nu știu cine, doamna Rochi și era directoare, a fost și bătută că s-au opus acestei nu, cum să spun, abuz nemai întâlnit, să iei terenul școlii. Am mai fost la Bălăneasa, au luat terenul, grădinii, ăsta, drumul cimitirului, l-au condamnat justiția zilele trecute. Dar, în sfârșit, domnul primar, eu, în calitate de consilier, nu am voie să dictez. Eu propun. Discutăm așa. Și discutăm. Și oricând vă stau la dispoziție, primăria are 103 metri lățime aici. Dar știți că s-au luat din partea de vest, din lățimea primăriei și nu are niciun act. Nu mai are 103 metri. Da, mulțumesc. Bun, da. Mulțumim. Mulțumim. Domnul Surgioară, cu acest proiect, cred că, știți, interpretul am avut un proiect care am și spus că era un fel de campanie electorală. Acum avem cu adevărat proiect, dar ca să se știe, nu domnul Chin Sorin s-a lucrat acest proiect. Este un proiect guvernamental, care dumneavoastră din măcar nu face parte, el face din parte cu PSD-ul, care nu are nici măcar un parlament ca să nu se mai la urmă. Și, ca drept fapt, să vedem și în hotărârii care urmă la asta, când hotărârii cine e altcineva să semneze acest proiect. Nici măcar pe mine în care se la domnul. Deci el a trecut 2 ani și ceva din mandat, până la ora actuală nu are niciun proiect. Să nu se mai laudă cu proiecte. Doar numai pe rețele de socializare. Să difuzeze ședințele Consiliului Local și cetățenii vede ce proiecte a propus domnul Ichim Zorin și se vede foarte bine ce a respins domnul Ichim Zorin, că stăm în bălărie. Comuna asta are un buget de 56 de miliarde anul ăsta, în care dumneavoastră nu face nimic. Doar mi-a respins proiectul. Atâta face. Deci este, cum să vă spun eu, ceva bun pentru comunitatea noastră. Dar nu se laudă dumneavoastră. Se laudă cu proiectul inițiat de ei. Mă bucur că ați avut calm să putem discuta și noi. Tot timpul mă bucur. M-am grăbit să spun, că e am spus. Domnul consilier, da, într-adevăr, nu am niciun merit. O spuneți dumneavoastră. Vă cred. Lumea asta o să vadă. Nu vreau să mă laud, nu mă laud. Faptele se văd. Și vă spun, n-am spus-o la începutul ședinței, tocmai ca să nu vă dau subiect de discuții cu laud. Dar dacă dumneavoastră mă pune în fața faptului împlinit, o să vă spun că în Comuna Livezi se lucrează și se lucrează intens cu șantiere în plan. Cu contracte reziliate pe semnătura lui Ichim Sorin, primar, la Ministerul Dezvoltării, cu acte semnate de mine, PNDL 2, Ministrul Dezvoltării și primarul Comunei Livezi, dar o să le pun la dispoziție ca să înțeleagă lumea, că nu mint. Primarul Comunei Livezi, Ichim Sorin scrie de acele documente semnate de mine, Sorin Ichim. Vreau să vă aduc la cunoștință că săptămâna trecută am primit avizul de la Apele Române, în care se vor face regularizări de ape pe râul Tazlou, în zona Prăjoaia, în zona Lideși și în zona Stărina. Deci este tot un lucru în care primarul Comunei Livezi, Sorin Michin, a adus la cunoștință organelor superioare până sus că sunt probleme în comun. Iar ei mi-au răspuns, la sesizarea dumneavoastră, și o să le pun să le vadă lumea, la sesizarea dumneavoastră, în urma comisiei făcută, s-a ajuns la concluzia că trebuie să făcute aceste lucruri. Sorin Michin scrie. Și aici am încheiat. Ați încheiat? Da. Nu știu o replică. Cu domnule. Credeam că dispuneți că ați primit avizul pentru rugat subletan, domnule. Nu știu că ați primit, da. Eu am făcut discuție. Ce ne puteți spune că ați? Dacă doar Dumnezeu... Nu dați ceva, București, mai mult. Că ați spus când toamna azi în ziua, ați spus când toamna azi, ați instalat. O să fie... Nu s-a venit. Vom avea cazul special. Da, minte din nou. Nu dați la București. Nu știu că nu avem treabă. Nu dați la București gaze. Da, ce vreau să spun? Auziți ce sunt colegii, că o da gaze lacrimogene la București. Poate de așa aici. Domnul Michin, vă pun o întrebare. Ce nu trebuie știi? Când m-ați luat la primit? Deci și vă răspund la voi care vor da dumneavoastră. BNDV-ul, care spune că dumneavoastră se lucrează interes, l-a reziliat tocmai cu Juni Crăciun, că Juni Crăciun a făcut un contract cu cine a făcut. Da? De ce nu spuneți toate până la capăt? Care prelua că puneți numai cu meritul înțeleg cu 75 milioane. Al doilea proiect pe NRDV2 era nici măcar nu trebuia pus, că el era făcut pe fondul europene, dar a făcut mandatul pe bună. Dacă știți, să-ți numai uriți. O să vadă cetățenii că noi depuneți, vedeți că faceți numai uriți. Nu faceți niciun metru de asfalt cu cetățenii. Faceți doar numai uriți. Ca să vă spun de ce era pusă. Fiindcă banii europeni nu-i mai dă până nu rezolvăm problema râurilor și a toată cărăurilor. Deci nu-i mai dă pentru consolidări. Deci nu. Și a fost făcut un proiect pentru a prinde fondurile europene care dumneavoastră l-a depus ulterior, dar doar repede din serta și l-a depus acolo, vai ce muncim noi. Să știți, domnule. Da, domnule, a fost. Nu, sertarul meu nu l-am eu acasă. Eu după ce am terminat mandatul. E asta vreau să vă. Da, domnule, dar vă luau de asta cu dumneavoastră. Deci să știe cetățenii. Și iar râul care spune acolo, cred că m-au o grămadă de intervenții cu problemele, în fiecare ședință de Consiliul, în care dumneavoastră nu difuzați din problemele cetățenii. Spuneți doar numai pereții socializate, ci vă prinde dumneavoastră. Și domnul Coste a spus, și noi a spus, toți am spus că sunt probleme la cuvântul de muncă. Dintr-o dată v-ați trezit că vreau să înțeleg problemele voastre. Iar cu gazul, cu vă lăutați, nu avem niciun. Intervenție, noi am spus nici măcar cu un leuț, fiindcă este fiinul privat. Eu. Deci dacă o să dăm debranșarea cu gazul... E meritul lor. Este meritul lor, este investiția lor. Nu mai luați la altul. Faceți și de ei. Eu nu m-am întrebat niciodată. Deci, faci o diferență. Nu am întrebat niciodată. Bun, cred că am încheiat așa această discuție. Putem trece la vot? Da. Domnul consilier, supunem la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru, vă rog? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu președinte, nu pot să acopăr acest proiect de hotărâre. Avem unanimitate. Depun și procesul verbal. Da? Atunci, în cazul în care, domnul președinte, am scris aici, ar fi bine, domnule primar, să prevedeți un termen de începere a acestei grădinițe și de finalizare, ca să nu facem cu gazul metan, care e mai mult un sfert de secol început și nu s-a mai terminat. Dar nu a fost era! Declarația este închisă.